Bună, dragii mei, și bine v-am găsit din nou la rubrica noastră Friday 5 sau Vinerea cu 5. Și m-am gândit să continui tematica Crăciunului, pentru că, bineînțeles, suntem în preajma sărbătorilor și de ce nu să facem un clip despre tradițiile noastre de Crăciun ca o familie. Pentru că m-am gândit că dacă fac un clip despre, în general, despre tradițiile de Crăciun de aici din America, va fi un pic plictisitor, pentru că deja le cunoașteți. Sunt cam aceleași tradiții care văd că se țin și în România în ultima vreme, dacă a fost ceva diferit înainte, s-au schimbat lucrurile între timp și din câte am văzut și cu decoratul caselor și cu pomul artificial și cu cumpăratul pomului mult mai sau împodobitul pomului mult mai devreme, toate aceste lucruri se întâmplă și în România. Pe vremea când eram eu copil în România, noi făceam tot timpul bradul, de exemplu, în seara ajunului, dar am văzut că acum se face în stil american și în România, sau în stil mondial, nu știu cum se face bradul în alte țări, dar aici se face după ziua recunoștinței și cam așa se face și în România recent. Alte tradiții care să fie foarte unice pentru America nu prea există, poate, bineînțeles, mâncarea diferă. Mâncarea în America de Crăciun este foarte asemănătoare cu mâncarea de ziua recunoștinței și m-am tot gândit ce alte tradiții sunt de care să nu știți sau să fie unice, dar nu prea există. Mă voi gândi, poate la un moment dat îmi vine ceva mai original. Dar am spus, atunci dacă nu pot să fac un clip despre tradițiile americane în general, să fac un clip despre tradițiile noastre ca și familie. Și am astăzi un pic de beteală pe mine, pentru că am vrut să fiu mai crăciunistică. Și astfel, haideți să vorbim puțin despre 5 tradiții ale noastre, a familiei noastre de Crăciun. De-a lungul timpului am încercat, ca și eu, o familie, să ne facem propriile noastre tradiții. Uitați, asta este, de exemplu, o tradiție americană. Să-ți faci propriile tradiții de Crăciun ca și o familie. Și știu multe familii care fac asta, deci chiar se gândesc ce putem să facem al nostru să fie specific pentru familia noastră ca și tradiție de Crăciun. Și încet, încet încercăm să ne dezvoltăm propriile noastre tradiții, dar asta vine încet de-a cursul anilor. De exemplu, urmăream recent pe Alina Albin, dacă nu o urmăriți, este o fată fantastică, are un talent extraordinar și pentru editat clipuri și pentru filmat și pentru decorat, și clipurile ei sunt foarte, foarte plăcute vizual și ea este o persoană plăcută în general, deci vă invit să vă uitați și la canalul ei, Alina Albin. Și recent spuneam că mă uitam la ea și am văzut că ea, de exemplu, una dintre tradițiile familiei ei de Crăciun este să colecționeze Moș Crăciun, așa, din acea mari, frumoși, ornamentați. În fiecare an își cumpără câte unul, iar apoi de Crăciun îi pun pe toți pe care i-au cumpărat în anii trecuți prin casă. Alte familii își cumpără căni, poate căni personalizate de Crăciun și le pun într-o colecție frumos așa de Crăciun. Poate alte familii au ca și tradiție să meargă într-o anumită stațiune la munte în fiecare an. Așa, și vă voi arăta o listă de 5 tradiții pe care noi încercăm să le dezvoltăm ca și familie. Suntem la început cu aceste tradiții. Sperăm să mai adăugăm, de ce nu, pe parcurs și altele. Așa, și haideți să trecem la numărul 1 pe listă. Prima tradiție a familiei noastre este aceea de a ne împodobi bradul cu ornamente foarte personalizate. Adică, vedeți, deocamdată în brad mai avem și ornamente clasice, globuri clasice, dar am vrea eventual să avem un pom majoritar făcut din ornamente personalizate. Nu suntem acolo, bineînțeles, pentru că le cumpărăm doar când avem un eveniment special, când călătorim în mare. Și bineînțeles că nu poți să călătorești tot anul. Sunt oameni care fac asta, dar noi nu facem lucrul acesta. Dar încercăm atunci când călătorim undeva să căutăm într-un gift shop, într-un magazin de suveniruri, globuri cu ceva specific zonei sau care să spună numele zonei pe el.
Și am avut noroc că am găsit, este populară ideea aceasta să se vândă globuri tot anul și chiar dacă vara am fost în Arizona, să zic, am găsit globuri cu Arizona vara. Așa, care sunt foarte drăguțe aceste globuri, sunt din nou specifice zonei și îmi face mare plăcere să ornamentez bradul și când te uiți la brad, îți amintești de acele excursii pe care le-ai luat în timpul anului. Am de asemenea poze cu familia, astfel de globuri personalizate sunt de asemenea binevenite. Și acum vă voi arăta câteva dintre globurile mele sau ornamentele mele personalizate preferate. Să vă arăt câteva dintre ornamentele mele preferate personalizate și vi are primul care este și preferatul meu. Acesta este un ornament făcut pe metal și este față-spate și este cu bebelușul nostru, copilul nostru când era bebeluș, era un nou-născut și mi-este atât de drag acest ornament. În primul rând l-am vrut de metal pentru că știu că nu se va sparge, nu se va rupe și sper eu că nu se va estompa culorile, nu se vor estompa culorile în timp. A ținut foarte bine deocamdată și este o amintire atât de plăcută să am poza bebelușului meu sub brad, cu atât de drăguță, cu acel fest de Moș Crăciun și cu ornamente și cu brăduțul. Mi-a plăcut foarte mult această poză și am vrut să o imortalizez așa pe un ornament și tot timpul pun așa la loc de foarte vizibil pe pom, să zic, la loc de cinste brad. L-am luat de pe Etsy, este un site în America unde se vând lucruri handmade și am mai comandat câteva în mod diferite, nu pe metal, dar pe lemn pentru o prietenă și acelea au fost foarte frumoase și chiar mai vreau să fac astfel de ornamente pe metal cu poze care îmi sunt dragi. Și următorul ornament personalizat este acesta cumpărat din Irlanda și scrie Hoth pe el. Am stat în Hoth când am fost în Irlanda și ne-a plăcut foarte mult. A fost o excursie foarte memorabilă, foarte frumoasă, cam acum 3 ani de zile și am vrut... Cred că acesta a fost primul. Da, acesta cred că a fost... Da, sunt sigur, acesta a fost ornamentul care a pornit tradiția. Eram în Hoth și ne-am dus la un farmer's, la un farmer's market, la o piață și aveau acest handmade ornament. Cred că trebuie să-l colorez tu dacă vrei, dar mie îmi place așa cu culoarea originală de lemn și mi-a plăcut foarte mult, l-am cumpărat, am zis, uite ce idee bună, hai să ne gândim tot timpul la vacanța noastră minunată din Irlanda când ne uităm la brad. Și acesta a fost primul ornament care a pornit tradiția. Și mai am doar unul să vă arăt, eu am mai multe de fapt, dar nu le-am găsit, soțul meu nu este acasă acum și nu a adus toate cutiile din pod. Cred că el mi-a zis că le-a adus pe toate, dar cred că una nu a văzut-o pentru că îmi lipsesc câteva ornamente personalizate, mai aveam încă unul cu poze pe care eu l-am făcut și mai aveam ceva din excursii, cred, dar vi-l arăt pe acestea deocamdată. Este atât de drăguț. Din lemn și scrie pe el Tucson. Tucson le-am luat dintr-o scurtă excursie în Tucson, Arizona. Ne-a plăcut foarte mult Tucson. Și pe spate am scris și data. Am fost acolo în februarie 2018. Și asta este, dacă puteți să scrieți data pe ele, ajută să-ți amintești când ai luat acea excursie. Acestea sunt 3 dintre ornamentele noastre favorite și, cum v-am spus, aveam mai multe, dar sunt undeva prin pod încă. Noi luăm imediat o scurtă vacanță de Crăciun și cred că așteptăm, amândoi am fost atât de ocupați și așteptăm cumva să luăm vacanța ca în sfârșit să ne terminăm toate
ornamentele și decorațiile de Crăciun. Deși o să fie chiar înainte de Crăciun, dar asta e. A doua tradiție a familiei noastre de Crăciun este aceea de a ne imprima o felicitare personalizată în fiecare an de Crăciun. Tradiția cu felicitările imprimate și personalizate a pornit cam acum 4 ani. Și de atunci, în fiecare an, noi facem o poză de familie. Am făcut în anumiți ani singuri în casă, într-un an am făcut cu Moș Crăciun și ne face foarte mare plăcere. Am început tradiția când s-a născut Ilonaș și în primul lui Crăciun i-am făcut o poză care am zis că e foarte dulce cu el sub brad și atunci a fost prima noastră astfel de vedere. Asta să vă arăt. Deci în prima care a pornit tradiția nu am fost toți ca și familie, dar mi-a plăcut atât de mult poza aceasta care am făcut-o eu cu el sub brad. Sper să se vadă ok. Și era un nou născut aici, pentru că nu am trimis, multă lume trimit felicitări familiei, prietenilor cu nașterea copilului, ceva de genul, s-a născut copilul nostru, data nașterii, și noi nu am făcut așa ceva și am zis hai să punem data nașterii și numele și ca un fel de anunț că s-a născut copilul pe felicitarea de Crăciun, de ce nu? Și mi-a plăcut atât de mult cum a ieșit. Era atât de drăguț și cu beteala și pe covorașul alb și așa, totul mi-a plăcut. Și aceasta a fost prima noastră felicitare personalizată de Crăciun. După care ne-am hotărât, atât de mult ne-a plăcut cum a ieșit și ideea, încât ne-am hotărât să facem asta ca și tradiție a familiei și să facem o poză de familie în fiecare an. Deci stați să vi le arăt următoarele, aceasta a fost prima. A doua am făcut-o la un eveniment cu Moș Crăciun. Și aceasta îmi place cum a ieșit. Scrie pe ea Mary. Bineînțeles, tu îți alegi cum vrei să fie felicitarea. Eu le fac, pun comanda online, îmi aleg totul cum să arate și îmi aleg poza. Văd... mi-arată cum este produsul final, așa și pe spate m-am lăsat să pun o a doua poză și am pus una cu copilașul nostru și Moș Crăciun. Al treilea an al tradiției am făcut această poză și pe ea scrie Season's Greetings și aici este la noi acasă cu Bradul, cu Ilonaș, Brandon și eu. Iar ultima din acest an, dacă v-ați uitat la vlogul cu la munte, acestea au fost pozele făcute la munte. Așa, dacă v-ați uitat la vlogul cu muntele, acestea au fost pozele făcute în acea zi la munte. Am zis că hai să facem ceva mai diferit. Am făcut cu Moș Crăciun, am făcut acasă cu Bradul. Haide să facem ceva diferit în acest an și să mergem la munte, să avem acel background cu muntele și cu căciulițele de Moș Crăciun. Și mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit, mi-au plăcut pozele cum au ieșit și mi-a plăcut că am putut pune trei, cu trei postaze diferite și aici scrie Happy Holiday. Da, deci acestea, cum am spus, am început tradiția acum 4 ani, deci nu am decât 4 felicitări deocamdată, dar... chiar vreau să mă țin de această tradiție, îmi place foarte mult, nu doar pentru acel touch personalizat pe care îl primesc recipienții când primesc vederea noastră cu pozele de familie, dar pentru noi, pentru că nu sunt o persoană care să imprime poze foarte des și este o modalitate de a ține cumva cont de cum... îmbătrânim și cum crește Elon de la an la an și îmi face plăcere să mă uit la ele. Le pun, toate patru le-am pe frigider. La un moment dat, bineînțeles, se va umple frigiderul, dar acum toate patru le țin tot anul cu magneți pe frigider și îmi face plăcere să mă uit la ele, să văd cât de mic era Elon acum 4 Crăciunul și cum a evoluat de la an la an, de la Crăciun la Crăciun. Îmi face plăcere să mă uit la ele mult.
Este, chiar este tradiția, dintre toate cele cinci, este tradiția mea preferată de Crăciun aceasta cu felicitările individualizate. Numărul 3 pe lista noastră, a treia tradiție pe care noi o ținem de Crăciun ca și familie, este aceea să ne facem o ciocolată caldă cu frișcă sau un cidru cald cu frișcă, să urcăm o mașină și să conducem la cele mai frumoase case cu cele mai frumoase ornamente din oraș. Și astfel de liste sunt făcute public, sunt publice pe site-uri sau pe app-uri ca și Yelp, ca și Nextdoor, Nextdoor fiind un app aici, nu știu dacă există în România, dar este un app aici prin care poți să vorbești cu vecinii tăi, îți pui adresa și vezi pe acel app doar vecinătatea ta proximă și este ca un Facebook pentru vecini. Și am găsit pe acel app și pe el informații despre casele cele mai frumos ornamentate. Aceste informații de multe ori sunt făcute voluntar de către proprietarii caselor care spun lumii, uitați ce am făcut de Crăciun, veniți să-mi vedeți casa. Sau câteodată oamenii care conduc prin zonă și văd și pun pe el pe acolo, wow, această casă e nemaipomenită, trebuie făzută, iar apoi, nu știu, se compilează cumva, cineva compilează o listă cu aceste case și este ușor de găsit. În fiecare an am găsit această listă, ne punem adresele în map, în app-ul cu harta, iar apoi ne apucăm de condus pe la fiecare casă, oprim, admirăm decorațiunile, ne bem ciocolata sau cidrul cald și continuăm la următoarea casă. Este una dintre tradițiile mele favorite. Am început-o acum câțiva ani și tot timpul aștept cu nerăbdare această tradiție. Încă nu am făcut asta acest an, deci sper eu ca în curând, ori weekendul acesta, ori săptămâna viitoare, să apucăm să conducem pe la case, pentru că este una dintre tradițiile mele favorite. Este nemaipomenit să vezi aceste case și chiar este una aici în zona aproape de noi, unde au un show de lumini, deci cine a pus acest show în mișcare, zicea că lucrează în fiecare an o lună sau două înainte de Crăciun la instalații. Sunt atât, și el este inginer de meserie, deci sunt atât de elaborate. A fost și la TV, a fost în ziar, persoana respectivă le sincronizează pe melodii instalațiile de lumini, iar apoi melodiile nu se aud tare, sunt prin radio transmise și când ești aproape de casă, au loc de parcare în fața casei, parchezi acolo, îți spun ei pe ce stație să dai la radio, dai la acea stație, auzi melodiile și vezi show-ul de lumini care ține câteva minute, după care se termină și începe din nou. Și tot timpul trebuie să aștepți ca să găsești parcare acolo. Sunt multe mașini parcate în fiecare seară la ei în fața casei. Oamenii sunt afară, te salută, lucrează la partea mecanică, la toate instrumentele acolo ca să meargă show-ul ca lumea. Și este impresionant. Acela este chiar cel mai impresionant, acea casă cea mai impresionantă pe care am văzut-o vreodată. Și știu că mai sunt câteva în oraș de genul. Sunt câteva case, una dintre ele este a unui entertainer de pe strip de la un casino mare care este, mi se pare că el este magician, este o vedetă și știu că el merge așa all out cu decorațiile în fiecare an și nu am apucat să merg la casa lui că e departe, da, dar poate anul ăsta mergem și acolo. Și vă iau cu voi. Nu știu cât de bine se vor filma aceste decorații seara, dar acele cu multe lumini cred că va fi ok. Da, deci abia aștept să mergem împreună să le vedem. Și ce vedeți voi acum pe ecran, am pus niște poze, sunt așa poze generice, pentru că nu știu unde am, cred că am făcut poze în anii trecuți, dar nu știu pe unde le-am pus. Dar în fine, veți vedea în curând, sper eu, despre ce vorbesc. Să trecem la numărul 4 pe listă, a patra tradiție a familiei noastre și cea mai recentă, pe care am început-o cam acum 2 ani.
este tradiția de Elf on the Shelf. Și sunt aproape sigură că am văzut această tradiție apărută și în România. Recent am văzut-o la cineva pe Vlogmas, cred că. Și acesta este Elf on the Shelf-ul meu. Cred că a meu este fetiță, poți să-ți alegi. L-am primit cadou acum câțiva ani de la socrii și pentru copilul nostru, pentru Ilonaș, și a venit cu o carte și le poți citi cartea de povești și să le arăți, da, acum vă care cercei e fetiță, să le scoți Elf on the Shelf, de ce nu, chiar după ziua recunoștinței de Black Friday. Și vă voi pune niște poze amuzante aici, ce poți face cu acest Elf on the Shelf. Ideea este că el vine la viață când te culci seara. Când copiii se culcă seara, elful nostru, ștrumful nostru, vine la viață. Și face tot felul de boacăne, să zic așa. Se bagă peste tot, face tot felul de lucrușoare, iar dimineața când te trezești, îl vezi, îl prinzi în tot felul de ipostaze, dar el din nou este fără viață. Și sunt tot felul de chestii pe Pinterest, idei. De exemplu, o idee ar fi să-i pui velcro pe mânuțe ca să poți să-i pui mâinile în poziții diferite. Și, în fine, veți vedea niște poze pe ecran cu ce au făcut alții, nu eu. Eu nu sunt atât de inventivă și, sinceră să fiu, n-am depus prea mult timp și efort în acest Elf on the Shelf. Mai ales că copilul meu este încă prea mic și nu prea înțelege aceste boacăne ale lui, să spun așa. Deci, deocamdată, eu îi găsesc un loc prin casă, îl mai schimbăm din când în când. Dar, în fine, este o tradiție, cred eu, foarte amuzantă, pe care sunt, chiar vreau să o dezvolt în anii care vin și vreau să fac mai multe cu elful meu, mai ales când băiețelul meu va crește și cred că va fi și mai amuzant. Deci, Elf on the Shelf, ceva ce... Sper că anul viitor să vă arăt mai pe detalii. Și pe ultimul loc, pe locul 5, ca și tradiție a familiei noastre, este mâncarea de Crăciun. Cum puteam să las mâncarea în afara acestei liste? Bineînțeles că una dintre cele mai puternice tradiții de Crăciun ale oricărei nație și ale oricărei familie, cred eu, este masa de Crăciun. Cum să nu ai Crăciun? Cum să ai Crăciun fără masa de Crăciun? Deci, a cincea tradiție despre care vreau să vă vorbesc este cam ce gătim noi de Crăciun. Și poate vă întrebați dacă mâncăm ceva tradițional american sau nu. Ei, răspunsul e undeva la mijloc. Mie nu-mi place să mănânc de Crăciun, ce tocmai am mâncat de Thanksgiving destul de recent și cam asta mănâncă americane, adică mănâncă curcan și șuncă de Thanksgiving și cam același lucru de Crăciun. Nimic deosebit, mi se pare mie. Eu de Crăciun nu vreau curcan, clar. Șuncă depinde de cine vine de Crăciun. Dacă am mulți invitați americani, voi avea și un pic de șunculiță acolo, dar nu voi avea stuffing, nu voi avea budincă de pâine, nu voi avea pineapple, ananasul și aceste alte lucruri specifice de Thanksgiving, doar șunca și poate cu un piure lângă. Dar ca și tradiție pentru noi de masa de Crăciun, de mulți ani, să zic minim ultimii 4-5 ani, am avut în fiecare an de Crăciun nelipsite sarmalele, deci ne axăm destul de puternic pe mâncarea românească de Crăciun. Deci sarmale nelipsite, friptura de porc, un mușchiuleț de porc la cuptor nelipsit, apoi avem zacuscă, vinete, am avut ani în care am avut icre, depinde acum cum le găsesc la magazin, salată beef nelipsită, dar eu o fac cu pui, salată beef cu pui, și apoi poate niște cartofi la cuptor care să meargă cu mușchiulețul de porc, iar
ceva prăjituri, chec am avut în ultimii ani, chec am avut cozonac, nu prea mă pricep să fac cozonac și, sinceră să fiu, nu prea îmi place. Îmi place mai mult checul decât cozonacul, deci fac chec și apoi alternez. În anumiți ani fac prăjituri americane, altă dată fac mai multe prăjituri românești. Am avut ani în care am făcut plăcintă de mere românească și anul acesta sper să apuc să fac un desert românesc, cel puțin unul, checul și probabil altceva. Dar nelipsite sunt sarmalele, cum am spus, mușchiulețul de porc la cuptor cu cartofi la cuptor și salata de biof, salata de vinete, zacusca, da, acestea sunt nelipsite. Dar vă voi face un meniu de Crăciun când mă apuc de gătit. Abia aștept să iau vacanță, să mă apuc de gătit cu dumneavoastră, să vă arăt ce facem noi acum pe ultima 100 de metri înaintea Crăciunului și cum arată și cina de Crăciun. Deci acestea au fost cele 5 tradiții ale noastre, a familiei noastre de Crăciun. Aș fi foarte interesată să-mi spuneți și voi în comentarii ce tradiții aveți și voi de Crăciun. Chiar sunt curioasă. Și chiar îmi place să aud ce tradiții mai au oamenii, ce tradiții aveți voi, dacă aveți ceva unic pentru voi, pentru familia voastră sau pentru dumneavoastră ca persoană. Vă rog, spuneți-mi, sunt foarte curioasă și ne vedem în comentarii. Eu vă salut, vă urez din nou sărbători fericite. Pa, la revedere!